cu următoarele puncte la ordine de zi. Avem 10 puncte la proiectul ordine de zi și 2 suplimentare. Dacă îmi permiteți un pic de blas, să spus la voc procesul verbal de la ședința anterioară. Asta vreau. Da, ăla eu supun la pot. Deci ca să putem începe ședința, supun spre aprobarea dumneavoastră conținutul procesului verbal de la ședința anterioară. L-ați lecturat, dacă sunt puncte de vedere, dacă nu, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Trecem la proiectul ordinii de zi, deci care am spus că are 10 puncte plus 2 suplimentare. Am să lecturez cele 10 puncte sau dacă nu, dacă dumneavoastră le-ați parcurs. Deci primul este depunerea jurământului către consilierul local Solotsky Andreea. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de domnul primar, economist Batighiul, ca să nu mai repet aplicare. Punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind completarea comisiei pentru administrație publică locală, urbanism și amenajare teritoriului, agricultură, silvicultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii, comerț și turism în cadrul Consiliului Local al orașului Sfânt Moldova de Tuvatov. Punctul 3. Proiectul de hotărâre prin alegerea viceprimarului orașului Sfânt Moldova de Tuvatov. Punctul 4. Proiectul de hotărâre prin rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Sfânt Moldova. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021, oraș Sfânt Moldova. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind transformarea funcțiilor contractuale vacante de șofer microbus școlar, treapta 1 din cadrul compartimentului de servicii de microbuze școlare din aparatul de specialitate al primarului orașului Sfânt Moldova în funcții contractuale de șofer microbus școlar, treapta 2, în cadrul acelui compartiment și stabilirea salariului acestora. Punctul numărul 7. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea programului manifestărilor culturale artistice din anul 2021. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Punctul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de așteptare a orașului Sfânt Moldova cu județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap. Punctul numărul 10. Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenților la domeniul privat al orașului Sfânt Moldova unor imobile teren. Supun spre aprobarea dumneavoastră cele 10 puncte și după aia vi-le citesc pe cele suplimentare ca să le supunem spre aprobare. Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi? Așa cum vi l-am prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. La suplimentare avem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în orașul din Moldova Strad, actor Petre Mircea Marin Timponeru, domnului Rusu Ioan Danielu, în bază dreptul de preemțiune. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării orașului Sfânt Moldova la Convenția Primarilor privind clima și energia. Supun spre aprobarea dumneavoastră și cele două suplimentare. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu? Mulțumesc. Putem trece la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către doamna consilier local Solotsky Andreea. Deci dacă îmi permiteți, în încheierea numărul 1438 pronunțată de judecătoria Onești la dosar 3754, s-a validat mandatul supleantului ce intră în componența Consiliului Local al UAT Sfânt Moldova, Solotsky Andreea, postă 1, grup pe lista Partidului Național Liberal. Motiv pentru care o rugăm și o invităm să depună jurământul. Subsemnata Solotsky Andreea, consilier local al Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu!
am luat până la consiliu. Mulțumim. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind completarea comisiei pentru administrație publică locală, urbanism, amenajarea teritoriului, agricultură și edificiile, gospodării comunale, protecția mediului, servicii, comerț și turism, în cadrul Consiliului Local al orașului Comuna Moldova, județul Bacău. Comisiile. Am înțeles. Discuții, vă rog. Deci propunerea era ca doamna Soloschi să ia, să intre în comisia care are vacant locul, dacă loc s-a vacantat după ce și-a dat demisia domnul Catan Alexandru Dumnezeu. Atunci supunem la vot, dacă... Supun la vot, da? Da, da. Supun spre aprobarea dumneavoastră completarea comisiei cu doamna Soloschi Andreea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă sau cine cineva? Am parcurs punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Stănii Moldova, județul Bacău. Da, deci după cum știți, s-a vacantat locul viceprimarului urmarea demisiei domnului Catană. Și acum este necesar să se aleagă alt viceprimar. Pentru alegerea viceprimarului este necesară majoritatea absolută. Vă rog să formulați propuneri. Domnul Ciobanu. Doresc să propun, în calitate de candidat la funcția de viceprimar al orașului Sălnic Moldova, pe domnul Mocanu Liviu, consilier PNL. Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Da, domnul Enae. Propun pe doamna Buțan Daniel pentru funcția de viceprimar al Consiliului Local. Mai sunt alte propuneri? Acum 2 minute să avem timp să scriem buletinele de vot, vă rog. Luăm un pic de pauză. Data trecută. Păi, în ordinea faptului, suntem și ne citesc. El e primul, el e primul. Da, dar ne citesc, doamna secretară, că sunt fiii concluzii. Deci, Arina e Pompiliu. Botezat Paulina Gabriela. Buțan Daniela Lenuța. Catințașul Sergiu Florinel. Ceangău Alexandru Tarcisiu este absent. Domnul Ciobanu Viorel. Domnul Ionel Petrea. Nu mi-a dat permiterea. Ce nu v-am dat? Buletin. Și nu, de ce nu m-ați dat? Haideți și votați și puneți aici. Nu, mergeți acolo, la colț frumos, ca să fie asigurată discreția. Cabina de vot. Domnul Neșterca Sergiu. Domnul Mocanu Liviu. Domnul Moraru Benone. Moraru Gabriel. Doamna Soloschi Andreea. Doamna Suditul lipsește. Doamna Tudoreanu Laurenția Silvia. Invers, Silvia Laurenția, am ce-ți spune. Nu mă supăr, sunt ambele ale mele. Și domnul Țaina Maria.
Da, data trecută au numărat doi consilieri locali, unul dintr-o tabără, unul din cealaltă. Așa că vă rog să faceți propuneri, să vină cineva să deschide și să... Fiecare candidat nominalizează pe cineva. Da. Nu, 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 să nominalizeze. Și domnul Corpino, e noi. Și domnul Ciobă. Dacă tot a propus... N-are gaură de aici? Poate nu-mi ies. Ce putem? Buțan Daniel. Mocanu. 9 la 4, favoarea lui domnul Mocanu. Mulțumim, trecem la următorul punct al ordinii. Punctul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 la unității administrative teritoriale al orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog să poftiți, domnul primar. Bugetul de venituri și cheltuieli se suplimentează cu suma de 3.606.000, o sumă primită de la Guvernul României pentru refacerea anumitor zone afectate de calamități, drept pentru care aduc o mulțumire guvernului și celor care ne-au susținut în acest demers. Este o sumă cu care putem să facem anumite lucrări, să vadă cetățenii că suntem alături de ei. Fără această sumă, noi nu am fi reușit să... Nu am reușit, pentru că acum, în afară de decolmatări, nu am făcut mare lucru, dar urmează lucrări, chiar și astăzi am fost cu proiectanți, urmează lucrări care vor îmbunătăți condițiile de acces și de viață ale cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 4. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială la bugetul local pentru anul financiar 2021, orașul Moldova. Dacă sunt discuții? Sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, se pun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 5. Cine este pentru?
Unanimitate, mulțumesc. Se abține cineva? Se abține cineva? Mulțumesc, unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru transformarea funcțiilor contractuale vacante de șofer microbuz școlar, clapta 1 din cadrul compartimentului de servire microbuze școlare din aparat specializat de altul la rolul din Moldova, în funcții contractuale șofer microbuz școlar, clapta 2 în cadrul același compartiment și stabilirea salariului acestora. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, poftiți. Doamna Buțeanu. Care a fost motivul de a trecut aceste funcții de gradul 1 în gradul 2? Pe ce motivul principal a fost dat de faptul că în statul de funcții șofer microbus școlar gradul 1 trebuie să aibă liceu cu bacalaureat și 5 ani vechime în profesia de conducător auto, clasa categoria D. Respectiv, din evaluările pe care le-am făcut, nu îndeplinesc mulți conducători auto să aibă bacalaureat. Și atunci, am făcut categoria 2, am lăsat categoria 1 și am scos la concurs categoria 2 ca să mărim plaja de selecție. Și categoria 2 are cu puțin bănuți mai puțin decât categoria 1. Adică este logic ca unul care are bacalaureat și ați înțeles? Singurul motiv. Ei pot să promoveze dacă îndeplinesc condițiile de vechime. Ulterior, pot, dacă vine unul cu 7 ani... Salariu, ne gândeam că trebuie să fie și un salariu cât de cât atractiv, să vină... Este cu jumătate de punct procentual mai mic decât al celuilalt. Respectiv, salariile nu le putem mări acum, pentru că este legea care ne obligă ca pe anul 2021 să păstrăm salariile din 2020. Dar am înființat în o altă categorie profesională care se cheamă șofer microbuz gradul 2. Care are poate să vină oricine are categoria D. Și ușor, ușor o să evolueze. Asta nu înseamnă că le excludem pe cel cu bacalaureat și cel mai bine pregătit. Poate să participe și altcineva, da. În afară de cel care are bac. Da. Ați mărit plaja de... Am mărit plaja de selecție, de șofer de microbuz. Și vechimea? Și vechimea un an. Un an. Parcă așa, nu? Așa. Sau fără vechime. În orice caz e foarte jos. Când copii, totuși, măcar bun, dar el are deja permis, are toate astea. Dacă n-a condus... N-a condus când de unul putea să dea până în doar. Dacă nu ai vechime din vechime. A, păi și atunci ce a spus? A vechime un an? Nu, de... Cu D-ul. Cu în categoria de conducător auto. Până la urmă, orice conducător auto categoria D trebuie să o ia de la început, la un moment dat. Așa că tot va transporta cineva niște persoane la începutul... Eu mă gândesc că e vorba de copii, de aia. Da. Okay. Mai sunt discuții la punctul numărul 6? Nu. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Se abține cineva? Unanimitate. Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului manifestărilor culturale artistice din anul 2021. Dacă sunt discuții, vă rog să vă spun. Avem o solicitare aici, dacă îmi permiteți, pentru care are legătură cu... Da, vă rog. Vă rog. Vreau să... Am două întrebări. Cum putem aloca 2500 de lei Asociației Prietenii Islamicului? Dacă protocolul de colaborare cu această asociație a încetat, întrucât perioada este martie 2017, martie 2020. Deci am explicat, a fost o eroare materială. Există hotărâre de Consiliu Local numărul 62 din 28.04.2021 pe care am arătat-o doamnei Buțean. Este pe site. Puteți accesa pe site. Da, dar nu trebuia să o vedem și noi. Asta explic. A fost o eroare. A fost modificată, amendată această hotărâre de Consiliu Local 61 cu hotărârea 62 din 2018, în care durata protocolului de colaborare este nedeterminată. Am arătat-o doamnei Buțean. Dacă vreți, vă arăt acum pe site și dumneavoastră. Este online, se poate... Să putem să aprobăm sau nu, să fim de acord sau nu cu această soluție. V-am explicat ce s-a întâmplat. Da. Altădată... Să ni se pună materialele care trebuie la dispoziție. Ea nu știu câta oară când vă rog. Nu cer scuze, a fost greșeala mea.
dacă asta rezolvă problema, puteți să dați un telefon și să vă plătiți. Da, eu cred că aceste materiale trebuie să există. Nu trebuie să vă dau dumneavoastră telefoane să întreb. Știți, acel acord a fost prelungit sau nu? Deci, observația pe care ați făcut acum, dacă o făceați înainte de a, când ați sesizat, aveam timp să aduc hotărârea. Așa am arătat-o doamnei Buțan pe site, dacă vreți vă arată cum există. Nu, numai puțin, materialele acestea nu le verifică cineva că le trimite. Eu le verific. Păi și nu s-a văzut că acolo nu aveam decât acel material care spunea că s-a încheiat protocolul. Și în momentul în care se vedea acest lucru, se putea adăuga imediat acest celălalt material despre care vorbiți dumneavoastră acum. Nu a fost văzut, dar cum ați spus acum, putea să spuneți cu 5 minute înainte care e cineva. Bun, mai sunt discuții când depășim timpul de 2 minute. Da, numai puțin și mai vreau, da, pentru ziua ambulanței. Este 28 iulie, noi putem da cei 5.000 de lei acum, retroactiv? Am vorbit cu președinta asociației și i-am promis această sumă. Nu o dăm până când nu o aprobăm. Respectiv, dumnealor s-a angajat și a făcut cheltuieli în acest sens. Noi, ca și acțiune, respectăm litera și spiritul legii. Deci este vorba de un acord. Dacă am fi dat mai demult banii, atunci am avea o problemă. Problema este că ei și-au făcut cheltuielile respective pe baza unei promisiuni pe care eu personal am făcut-o. Această asociație luptă să înființeze stație de salvare la Stănin Moldova, împreună cu noi, bineînțeles, care punem la dispoziție spațiu, și eu consider că parteneriatul acesta ne ajută să îmbunătățim. Eu am înțeles că acești bani sunt pentru a fi cheltuiți de ziua ambulanței. Au fost pentru protocol. Doamna consilier, am fost suficient de clar. Și dacă ziua a fost pe 28, noi dăm banii acum. Dumneavoastră, dacă cumpărați ceva astăzi, puteți să-i promiteți că plătiți în 30 de zile, 60 de zile sau 90 de zile? Exact așa s-a procedat cu în această speță. Doamna, se fie legal? Dacă e legal, că deci nu e o problemă. Este perfect. Dacă e legal, comportăm. Este o adresă pe care am primit-o de la dumnealor și am agreat-o eu ca primar. Îmi asum această responsabilitate. Dacă v-am cere un vot retroactiv la o acțiune care s-ar fi întâmplat, adică dacă acești bani ar fi plecat din contul primăriei Stănic Moldova și ar fi ajuns acolo fără acordul Consiliului Local, atunci am discutat de o încălcare. Faptul că acești bani nu pleacă decât după acordul Consiliului Local, pe care sper să-l obțin. Gândiți-vă că s-ar putea să nu-l obțin. Atunci, acești bani nu se duc în această asociație. Da? Mai sunt discuții la punctul ăsta? Vă rog, domnule. Acei 2500 de lei care sunt dirijați către asociația prietenii Slănicului, aș fi bune să da cei care conduc această asociație să ne aducă niște lămuri. Cheltuiesc acei bani sau... La fiecare parteneriat, la fiecare acțiune se face un raport și dacă banii se virează în avans, sunt situații în care banii se virează în avans, atunci vine raportul. Dacă banii nu se virează în avans, atunci nu plătim banii până când nu vine raportul. În sensul acesta, orice cheltuială de bani public și de 100 de lei, nu de 2500 de lei, se face pe bază de documente justificative. Mai sunt discuții? Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 7. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Deci că n-am înțeles cum s-a cum ați votat. Împotrivă. Împotrivă cei patru.
Trecem la punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind primirea OAT Berești, Bistrița, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Atunci mă refer actul constitutiv și a statutului acesta. Deci toți membrii ADIP, printre care și OAT Slănic Moldova, pot să voteze pro sau contra primirii în Asociația Intercomunitară Bacău a unui nou membru. Un singur vot împotrivă din partea unui OAT exclude posibilitatea de a intra ca membru în Asociația Intercomunitară. Deci așa cum pentru noi a votat toți ceilalți, cred că ar fi bine să îi primim și pe cei de la OAT Berești Bistrița în asociație. Dacă sunt puncte de vedere, vă rog să vă înscrieți să vă exprimați opinia vis-a-vis de lucrul ăsta. Dacă nu sunt, cum spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 8 al ordinii zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiect de hotărâre, punctul numărul 9, privind aprobarea contractului de asociare a orașului Slănic Moldova cu județul Bacău, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt probleme, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 9. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor imobile teren. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 10. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară, care are un proiect de hotărâre la punctul numărul 1, privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în orașul Slănic Moldova, spre actor Petre Mircea Marin Cintoneru, domnului Roșu Ioan Daniel, în baza dreptului de preemțiune. Pentru cetățenii care urmăresc material primar, dacă îmi permiteți, domnul președinte, este vorba de un garaj care este construit de mulți ani și ocupă o suprafață mai mare, conform principiului pe care l-am enunțat și l-am pus în aplicare, acolo unde între două garaje nu mai rămâne încă un loc de garaj, dacă rămâne încă un loc, n-are rost să aprobăm să se dezvolte în dreapta, în stânga fiecare. Aici este aceeași speță și vrem să reglementăm situația. Bineînțeles că o să plătească retroactiv pe 5 ani, așa cum au plătit și ceilalți care au fost în situația asta. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 1 de la suplimentare. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea aderării orașului Slănic Moldova la Convenția Primarilor privind clima și energia. V-aș ruga, domnul primar, ca să-i explicați un pic aici. Aici, această convenție, aderarea la această convenție nu înseamnă costuri, înseamnă doar beneficii, în primul rând sub aspectul că dumneavoastră ne informează de toate culoarele de finanțare care pot fi accesate vis-a-vis de reducerea poluării și pentru un mediu mai curat. În același timp, vom fi invitați să participăm la diferite întâlniri. Este una să fii membru într-o structură asociativă europeană, ca primărie, și eu cred că acest lucru ne va aduce plus și consider că este benefic localității noastre să fim membri în Convenția Primarilor din Europa. Dacă vreți, aveți atașat materiale, dacă nu, comisiile oricum au primit. Putem să vă transmitem toate detaliile legate de această structura asociativă.
Sunt discuții la punctul numărul 2. Dacă nu supun spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 2 de la suplimentare. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Declar ședința închisă.